Și de să ne fie aici. Învățătoarea ne povestit cum este. Poți să vorbesc la telefon? Doamnă director, spuneți-mi ce fel de copil era? Copilul avea un comportament absolut normal, ca orice copil. Ieri, cum s-a comportat? Normal. Ieri, chiar ieri, povestind cu doamna profesoară de matematică, acum de dimineață, mi-a spus că a dat test la matematică și a rezolvat unele exerciții și printre primii elevi și-a dus testul, iar doamna profesoară, cunoscându-l, a spus, mergi Florin la loc, că mai poți să rezolvi și acest exercițiu. Și s-a dus fără nicio problemă la loc, a mai rezolvat cât a știut și... Ce fel de copil era? Retras? Se simțea dorul de părinți? Se simțea dorul de părinți. Cred că ăsta este unul dintre motivele pentru care ne-a părăsit. A socializat ieri. Doamna profesoară de română le-a recomandat o lectură, au plecat împreună mai mulți colegi la bibliotecă și au luat cărți de la bibliotecă pe care le-a recomandat doamna profesoară de română și au plecat acasă liniștit cu ceilalți colegi. Două propoziții atâta, dar avea și un pic în cap, taică său. Era băut, știți, și... El avea așa o figură, așa, mă speria când l-am văzut, așa o figură respingătoare. Da. Ce să vă spun, a fost un copil cu un comportament normal. A fost foarte retras. A fost slab la învățătură, slab. Ce spunea despre familia lui? Nu, nimic nu spunea. Atâta mi-a spus că el a venit aici la școală, la Târșoț, și a stat la mătușa sa o perioadă, dar nu va sta mult, că el așa crede că în clasa 4-a revene acolo la mama sa și la taică sa în Franța. A trecut și clasa 4-a și tot nu s-a dus. Văd că e în clasa 5-a, tot nu s-a dus copilul. Probabil și asta a avut așa o, ce să zic, o... asupra morții lui acum. Cel mai oftica pe el și, în general, ce nu îi plăcea, ce nu îi convenea, în afară de faptul că nu poate pleca la părinți? Nu, altceva nu, nu, că nu se spunea... Nu se manifesta, nu. Ce fel de familie era? Ce fel de copil era? Păi era un copil cu minte, noi eram, că eram, avem pământul chiar lângă ei. Și erau și astă vară cu Fân, cu Mary, cu ceilalți copii, se împecau foarte bine. Mătușa care era la el era o femeie tare de treabă. Mătușa care le îngrijește? Da, mătușa care le îngrijește. Familia, ce știți de ea? Plecată? Părinții băiatului, eu știu că-s plecați în străinătate și el era în grija lui mătușa sa. No, dar eu... De mult timp îți plecați? Asta nu știu părinții de când îți plecați. Numai e un vară, anul trecut știu că e pământul lângă lor și era acolo. Dar cu băiatul ați vorbit așa când v-ați întâlnit? Da, era un băiat fericit, nu, cu celălalt copii, cu... Dar mare... nu știți, își dorea să meargă și el, nu zicea că pleacă și el nu în Franța, zicea, de asta nu. Nu zicea. Era un copil fericit cu celălalt copii și mai erau copii aici, în... mai în sus, care se jucau în timpul liber și... Nu v-a zis niciodată? Era dor de părinți? Nu. Nu v-a zis? Nu. Cum eram noi la Fân, la... Nu. Era o mătușă sau o femeie de treabă, unchi său. Deci la familia care îi nu pot să zic nimic. Nu s-a deloc? Păi, soacra mea spune că ea... Când a venit, el a fost la primărie și când a venit, când a văzut că e aici. Înainte de a vin la primărie, eu ieșit la școală. Dacă ieșit la școală, vin și el în urmă, cam la o oră. Aproximativ și l-au găsit că
Dar cam de cât timp e aici cu pruncul? Are, un an jumate. De când e copil aici. Uh-huh. Poate doi, nu știu prins, eu nu sunt... Dar cam de cât timp e plecată mama lui de acolo? Păi tata a venit și a mărs, mai de multe ori. Uh-huh. Da. Cum era copilul? Supărat? Trist? Nu era, că avea posibilități în toate privință. Avea telefon, avea bani, avea posibilități de trai, de haine, de orice. Dar oare ce lipsea? Părinții? Nu se știe nimic. Ce i-a lipsit? Ce lipsa? Nu se știe deocamdată nimic. Nu v-a zis niciodată nimic? Nu m-a zis nimic. Că e dor era de părinți? Era populară, băia populară. N-a fost supărat, n-a fost nimic. Sincer. Și părinții îți plecați în? Franța. În Franța. Copiii de ăștia abandonați, care dau posibilitatea de trăiești. Păi aici am da, înțeles, dar acasă cum trăiești? Dar cât acum? Când se întâmplă ceva la casă? Ce-o sunat? Ce-o sunat pe Cărin? Îți dai seama că nu e frumos. Da, bine. Asta nu stai, telefonul la de unde e? De părinți, de unde altă, că e tot așa cu... Face aici. E tot așa, lucrurile alea și cu mătușa să-i părea. E... Nu pare rău. Putem întoarce dumneavoastră în cutete? Asta e, da, putem să mai. Dar trebuie să mă localizez pe el.